Salutare tuturor și bun venit la un nou tutorial numit cum să descărcați un CFG și cum să-l folosiți. Mai întâi intrați în Google și scriem. Acum zice. N-am tastatură și trebuie să mă chinui cu asta, cu tastatura de la Google și multe altele. Așa. Mamă, cât megabyte pe secundă am și eu. Și mai și scriem, șpriț, bebelușu.cfg, scriem pe Google. Intrați pe primul rezultat, intrați în el și dați download. După ce vi se descarcă, intrați unde aveți cantărul și intrați în CS striche. Și îl puneți aici. Uitați, eu îl am, dar n-am tastatură că redul meu. Ștergeți file host și bara de jos și lăsați bebelușul. Dacă nu vreți bebelușul, schimbați-l cum vreți voi. Dați jos de tot și aici scrie name bebeluș și șterge și aici dacă vreți ca să vă dea numele vostru direct în cont. Pentru Claudiu din A6, din A7 care o să treacă. Șef, clan, Claudiu, așa, 5-1. Ziceai că nu ți-a dat screenshot. Ne vedem în următorul tutorial cum să schimbați mouse-ul, adică asta, chestia asta care se învârte. Codița mea mi se învârte, dar nu vă arată. La revedere!